Keep Smiling continuă să zâmbește este îndemnul voluntarilor Asociației George Poboran pentru copiii noștri. Aceștia vă îndeamnă să zâmbiți măcar o dată pe zi. Zâmbetul este contagios, așa că zâmbește cât mai des posibil. Pe lângă beneficiile emoționale și psihologice, o porție zdravănă de râs are beneficii și de ordin fizic. Așa s-au gândit și voluntarii Asociației, care pentru o zi au împărțit zâmbete în stânga și în dreapta. Este pentru a doua oară când voluntarii Asociației împart zâmbete în slatina. De data aceasta însă, alături de bucuria ce se va citi pe echipurile voluntarilor, aceștia vor împărți și flori, baloane, dar și semne de carte. Cei mici vor fi pictați pe față, evident, tot cu un semnul smile. Acțiunea voluntarilor a avut efectul scontat. După ce primeau o floare sau un balon, mimica feței se schimba radical, iar zâmbetul lua locul seriozității. Astăzi, ca și anul trecut, vom oferi flori tuturor oamenilor cu care ne vom întâlni pe stradă. Vom încerca să le dăruim copiilor baloane inscripționate. Bineînțeles, le vom aduce și bomboane, că trebuie să un lucru dulce, bineînțeles, că este întotdeauna bine primit. Astăzi, în primul rând, să oferim zâmbete și să aducem multă bună dispoziție pe fețele oamenilor. Keep Smiling Day nu este doar despre a aduce un zâmbet pe buzele oamenilor, ci este și începutul unei campanii de strângere de fonduri. Banii vor fi folosiți pentru a aduce bucurii copiilor care învață în cadrul școlii gimnaziale George Poboran din Slatina și pentru a dota corespunzător cu materiale didactice și alte obiecte necesare sălile de curs. Spre deosebire de anul trecut, anul acesta am venit și cu un lucru nou. Încercăm să strângem fonduri pentru copiii de la școala George Poboran pentru a dota clasele și sala de sport cu materialele de care au nevoie. Itinerariul voluntarilor a pornit de la Fântâna Speranței din Slatina către Esplanadă și Acere. Aproape de prânz, aceștia au mers să aducă zâmbetul pe buze și mămicilor, ce de curând au adus pe lume un copil. Secția neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina le-a fost gazdă, iar bucuria ce s-a citit pe tipul proaspetelor mămici a asigurat pe voluntari că au făcut ce trebuie.